Sergiu, continuați! Mergem bine! Continuați! Mergem rău! Opriți-vă! Ia uitați ce fain sună aceste trâmbițe! Pentru că între trâmbițe și buciume este o mare diferență! Trâmbițe! Ok, mulțumesc! E som, ăsta e som. Da. Lasă drău, ură campanul la mașină. Greii vin din urmă. Închid coloana. Stai în jurul mare, frate. Salut. Colegă. Salut. M-am trecat în flow-ul acasă. Așa dacă ar trebui de timp, nu mă îmbrață. Ce, s-au mușcat? S-au mușcat cum de acasă. Da. Sunt de aici o leacă cu... Păi trece, până sunt soară. Salut, Barosane! Ia uite ce cine vine. Campionul? Da. Thank you.
Sara. Deci m-a spus amândoi? Asta e de sub masculul tău? Din Haiduca lui Ionel Cruz. Ah, de la Voitinel. Da, 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 da. Uite-l pe Haiduc, eu pus. Da, da, da. Club de jovănești românești din România. Este un club profesionist, un club care a devenit un brand. Avem un număr de peste 530 de membri în întreaga țară. Avem și în Germania, Italia, avem în Spania, Portugalia, Iugoslavia. Deci avem membri și peste hotare. Au ajuns câinii noștri și în America. Deci, oricum, este o rasă deja consacrată, cunoscută atât la noi în România, cât și în străinătate. Da, încep cu domnul Măcărescu Petrică, Canisa de Poiana Lungă. Mulțumim frumos, următorul domn Moroșan. Da. Băgăm, mergem un pic alegretul, da? Domnul Iacoban Gheorghi de la Comănești, o canisă frumoasă, Canisa de Comănești. Este un crescător deosebit. Da, în continuare Pașcan Adrian, Canisa de Dealul Rodinei. Întotdeauna uit numele ăsta, dar nu contează. Deci un crescător pasionat cu multe exemplare, care ne-a onorat cu prezența întotdeauna. Următorul, domnul Drelciuc Bogdan Dragoș din Bucșoaia. Un crescător deosebit, Canisa de Bucșoaia von Drelciuc. Iar în fața dumneavoastră se află domnul Lehaj Dumitru de la Dorotea. O precizare. Vedeți că avem viitorul asigurat. Majoritatea proprietarilor, părinți, bunici, își aduc și copiii. Avem asigurat viitorul. Când eu o să plec din lumea asta, o să aibă cine să-mi pună flori pe mormânt, dacă se va mai purta lucrul ăsta. Da, domnul Medică Lehaj, deci un crescător foarte pasionat, Canisa de Valea Suhi. În continuare, domnul Țăran Marian de la Sadova. Un crescător tot așa, cu canisa nouă înființată de Piatra Șoimului. Poftiți, domnul Țăran. Domnul Moisa Gavril, venit tocmai de la Moldovița, cu canisa de Moldovița,
și care întotdeauna a fost alături de noi, deși distanța ne cam dezavantajează. Dar asta este, dânsul a avut întotdeauna amabilitatea să fie alături de noi. Da, mulțumim domnul Moisa Gavriluță. În continuare, domnul Nesteriu George, cu un exemplar foarte frumos, un crescător mai nou, dar bine poziționat. Mulțumim domnului Nesteriu. Canisa de dealul Leahului, reprezentată de domnul Cruț Ionel din Horonicul de Sus, cu un exemplar iarăși deosebit. Mulțumim domnului Cruț atât pentru sprijinul pe care îl dă întotdeauna logistic clubului, cât și pentru aparițiile sale la toate manifestările clubului. Domnul Olenici Viorel, cu canisa de Țara Fagilor, un crescător deosebit, data asta a venit cu o femeluță frumoasă, îi mulțumim pentru participare. Domnul Marius Pânzariu, canisa de Siminicea, vicepreședinte economic a Clubului Național Bucovina, care este alături de fiecare dată și la fel ca alții ne sprijină din toate punctele de vedere. Mulțumim domnului Marius. Domnul Bogdan Șerban din Moara, Nica, dânsul azi n-a venit în costum național, dar tot are pălărie cu feder, deci mulțumim pentru participare. Domnul Chițu de la Sfântul Ilie, de fiecare dată alături de noi, un dansator deosebit. Mulțumim, domnul Chițu. Da. Domnul Denovan George, cu canisa din Băișești, are foarte multe exemplare acasă, crescător totuși de bucat. Domnul Oștiu Marian de la Capul Câmpului, un exemplar deosebit, dânsul este nou la noi club. În continuare, domnul Ghețău Florin din Suceava, era dânsul înainte din Stoiești, deci din oameni gospodari, mulțumim pentru participare. Domnul Varvaroi de la Vornicenii Mari, împreună cu întreaga familie, un domn devotat chirologiei, ciobănescului românesc din Bucovina. Mulțumim pentru participare. În continuare, vreau să fac o remarcă. Ați văzut că în timp am împrumutat și noi modelul ăsta de la frații noștri din Ardeal să purtăm cocarde cu tricolor. Dom'le, eu sunt bolnav de cocarde. Am acasă o jumătate de căruță, restul o dau de păpadă, una o țin. Prima. Deci remarcați aceste cocarde personalizate. Mulțumim domnului Gheață pentru efortul făcut. E încă una din modalitățile prin care mulțumim participanților, acestor oameni, așa cum permanent spune domnul Voroșan, toți oamenii sunt deosebiți, este normal. Unul deosebit, ia duceți unul care seamănă cu mine. Toți oamenii suntem deosebiți, unii față de alții, da? Bine, continuăm. Da. Domnul Boariu Iulian din Preotești, cu un exemplar nou, este un membru nou la club la noi, încă compania de Boaru Daniel din Preotești, fratele dânsului, mulțumim pentru participare. Domnul Crainiciuc, am uitat cum îl numește. Alin. Da, Crainiciuc, Alin și ea foarte bine, cu două exemplare mari, frumoase, care de fiecare dată totuși este alături de noi. Mulțumim pentru participare. Domnul Rusu Laurențiu, împreună cu fiica sa, o pasionată a ciobănețului românesc din Bucovina, mulțumim pentru participare. În continuare, iată o doamnă care întotdeauna chiar ne-a onorat cu prezența, doamna Danieleț Ana Maria de la Arbure, cu fiica dânsă care este mai pasionată ca mămica și care de fiecare dată i-a uitat și cu două exemplare mici frumoase. În continuare, domnul Eftimie Petrică Valentin împreună cu toată familia de la Slatina Fălticeni, cu două exemplare iarăși deosebit. Îi mulțumim pentru participare domnului Eftimie Petrică. În continuare, o canisă puternică, cea mai puternică canisă înregistrată, vorbesc, din România. Înregistrată, nu mă pricep eu prea tare, dar înregistră agricol. Nu știu cum e acolo, e altă chestie. Nu vorbim de canisă înregistrată la Asociația Chinologică Română. Domnul Monoran Dumitru Ion. Deci o canisă puternică, întotdeauna sufletist și întotdeauna ne-a ajutat în tot ceea ce privește organizarea clubului. Mulțumim domnului Monoran.
în continuare domnul Pomohaș Dumitru, unul canisa, cred că la număr ca cea mai mare canisă din România, este prezent astăzi, fiul dânsului și tatăl dânsului, care s-au despărțit. Da. Deci mulțumim domnului Pomohaș, care într-adevăr, care întotdeauna a fost cu multe exemplare și ne-a ajutat la desfășurat evenimentele pe care le avea. În încheiere, și nou ultimul, domnul Lupaștean Ionel, de la Voichenil sau de la Molovăț, acum nu mai știu, da. Un exemplar deosebit. Aceștia au fost membrii clubului prezenți astăzi, pentru care le mulțumim încă o dată și așteptăm să vedem cum ne desfășurăm în continuare. Domnul doctor vă va spune. Mulțumesc! Deci mai facem rapid o dumne, după care, așa cum obișnuim noi, mulțumim celor care au participat. Vă mulțumim dumneavoastră pentru rocotirea pe care o să ne dați. Nu uitați la pauze, nu guvernul n-a pus planuri TVA-ul, n-a pus sarcini economice suplimentare. Vă mulțumim pentru aplauze și cu asta facem o dumne. Hai domnul Vântuza! Da, n-am auzit! Auziți, aplauzele să fie mai încet, mai încet, că deranjează la urs. Mulțumim frumos! Sper să ne iertați pentru oarece vorbe pe care le-am greșit, dar ne s-o putiți ce suntem, însă pentru pasiunea care am pus în nebunia asta, continuați, domnul Tudor, continuați, ne învârtem în cerc așa cum se învârte România, se învârte nici nu ies, nici nu ies. Aia e! Domnul Chițu, continuați! Mergem bine, continuați! Mergem rău, opriți-vă! Ia uitați ce fain sună aceste trâmbițe! Pentru că între trâmbițe și buciume este o mare diferență. Trâmbițele sunt o acomodare a păstorilor români care au transformat buciumul de lemn într-un bucium de tablă. Dați-i tare cu buciumile și noi ieșim în momentul în care ajung băieții de acolo. După care vă anunț alături de domnul organizator Petru Gheață, astă iarnă să știți că a justificat numele, că am tras un frig la expoziția asta de ni s-au dezghețat înghețările. Vreau să vă mulțumesc la toți participanții care sunteți alături de noi, să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, să aveți grijă de animale, să aveți cu ce vă prezenta în continuare, indiferent unde veți fi chemați în țară. Vă mulțumesc din suflet pentru participare și pentru efortul depus. Și vreau să vă anunț că o să intre formația de la Maramureș să facă un scurt program și după aia intră parada cailor aici. Vă mulțumesc! Bine ați venit la cea de-a 8-a ediție a Târgului de Cai la Gheață.
într-un început de toamnă frumos, zic eu.